Alertă de infestare cu bacteria E. coli pe litoral. Tot mai multe cazuri de infecție au fost anunțate, în special în rândul copiilor. Bacteria se află în apa mării și de aceea este pericol de epidemie. Specialiștii avertizează că infecția poate să fie evitată prin respectarea regulilor minime de igienă. Spălatul pe mâini este prima de care trebuie să țină cont, a explicat medicul Tudor Ciohodaru la Antena 3. Trebuie spate mânuțele de fiecare dată, să nu existe contact cu această apă în care există deja contaminare fecală. Pe de altă parte, atenție și la semnele de alarmă, durerile abdominale, grețurile, vărsăturile, durerile abdominale, să nu neglijeze aceste simptome, pentru că fără tratament adecvat, mai ales la vârstele mici, o deshidratare de peste 10% poate fi severă și poate avea consecințe extrem de neplăcute. În acest caz, urmărirea lor riguroasă, atenție la regulile elementare, dacă vreți, de igienă, verificarea de fiecare dată a tipului de alimente sau apă care li se oferă, atenție și la alimentația publică de pe litoral, pentru că de multe ori sunt nu tocmai bine condiționate și depozitate alimentele, pot face ca această perioadă de concediu să treacă cu ușurință. Dramă în litoral, un bărbat a salvat o femeie de la NEC, dar nu...